Bună ziua și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba și literatura română de clasa 7-a. În această lecție vom vorbi despre subiectivitatea din textul liric. Dar ce este subiectivitatea în cadrul textului liric? Aceasta se caracterizează prin faptul că autorul inventează un univers ficțional care reprezintă o percepție individuală, unică, asupra lumii despre care vorbește în poezie. După cum știm, în textul liric se exprimă în mod direct stări, sentimente, emoții, idei, concepții, aspirații. Întrebarea este: cum descoperim în text vocea care vorbește despre toate aceste lucruri? Vă propun să pornim de la un exemplu. Este vorba despre poezia Lacul, scrisă de Mihai Eminescu. Haideți să o citim. Lacul codrilor albastru, nuferi galbeni îl încarcă. Tresărind în cercuri albe, el cu tremură o barcă. Și eu trec de-a lung de maluri, parcă ascult și parcă aștept, ea din trestii să răsară și să-mi cadă limb pe piept. Să sărim în lundrea mică, îngânați de glas de ape, și să scap din mână cârma și lopețile să-mi scape. Să plutim cuprinși de farmec, sub lumina blândei lune, vântul trestilin foșnească, unduioasa apă sune. Dar nu vine. Singuratic, în zadar suspin și sufăr lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de nufăr. Acum că am citit poezia, cum identificăm subiectivitatea în cadrul acesteia? Când căutăm subiectivitatea, ne uităm în primul rând la verbe și la pronume, pentru că acestea au persoană și putem găsi astfel acel eu liric ascuns. Recitind prima strofă a poeziei, observăm că descrierea cadrului natural se face la persoana a treia. Aparent, nimic nu ne indică prezența subiectivității, dar ea poate fi descoperită în felul unic, original, în care este descrisă natura. În strofa a doua însă, subiectivitatea este evidentă prin 5 mărci, pronume și verbe de persoana întâi. Eu, trec, ascult, aștept, mi. Apare și pronumele ea, care se referă la iubita ideală. În strofele a treia și a patra ale poeziei, registrul mărcilor subiectivității se îmbogățește, pentru că pe lângă verbe și pronume de persoana întâi singular, să scap și mi, apar și mărci de persoana întâi plural, să sărim, să plutim, care indică ideea de cuplu. Îndrăgostitul își imaginează alături de iubita sa o plimbare cu barca pe lac, plină de farmec. În strofa a cincea, tânărul se trezește din reverie, iar absența iubitei îi provoacă tristețea și dezamăgirea unei iubiri neîmplinite. Pe lângă verbele de persoana întâi care subliniază aceste sentimente, apare și o altă marcă sugestivă a subiectivității, punctele de suspensie care evidențiază trăirile îndrăgostitului. Este vremea să concluzionăm. În textul liric, subiectivitatea se poate identifica prin mărci lexicogramaticale de persoana întâi singular care exprimă impresii personale, mărci lexicogramaticale de persoana întâi plural care sugerează ideea de cuplu sau de colectivitate, mărci lexicogramaticale de persoana a doua care ilustrează relația cu un interlocutor, acesta putând fi iubita, copilăria, pădurea și așa mai departe. Aici putem exemplifica gândindu-ne la cunoscutele versuri eminesciene din poezia Revedere, Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Când textul este la persoana a treia, subiectivitatea se observă în alte mărci, precum exclamații și interogații retorice, substantive în cazul vocativ, interjecții sau puncte de suspensie.
Acum am o provocare pentru voi. Căutați în volume de versuri și scrieți pe o fișă de portofoliu versuri care conțin mărci ale subiectivității din fiecare categorie identificată în această lecție. Succes! Ați ajuns la finalul lecției și vă felicit! Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag la o lecție viitoare! Pe curând!